Salutare și bine v-am regăsit la un nou big proiect și foarte important, Sound Identity. Iată, suntem în 2023, în prima săptămână din iunie și iată ce bolid avem aici. Sunteți obișnuiți cu tot felul de variante de mașini, de la Lamborghini, de la Dodge Challenger, de la Chevrolet Camaro, de la Ford Ranger Raptor, de la Range Rover Velar, toate 2023 și multe, multe altele. E, iată ce mașinuță avem acum aici, un BMW X6 G06, varianta facelift, fabricată în 2023 aprilie, pentru că asta este noua producție a acestei mașinuțe, dar nu numai că vorbim de un G06 X6, ci vorbim de M Competition, varianta 620 de cai. Nu știu dacă sunt două în România, dar asta este țiplă nou nouț, este sub 500 de km sau până în 500 de km și iată că primul drum îl duce la Sandu Hifi, la Sound Identity, pentru că am idei pentru el. Hai să vă dezvălui despre ce ar fi vorba și să vedem un pic interiorul lui, cât de fenomenal este. Ce vă arăt eu în momentul de față va fi doar o idee, deoarece această mașină, fiind X6 M Competition, are un sunet grozav. Ele sunt oricum dotate cu niște generatoare de sunet superbe, care la toate G06, G05 și la toate G-urile de la 1 până la 12, până la toate G30 și tot am făcut, adică evacuarea electronică. Bineînțeles că mașina are și deschidere de la picior, doar să știu eu unde este. Hai să împingem piciorul, pentru că el are acest sistem, doar că nu sunt eu familiarizat cu el. Așa, iată că se deschide. Dacă nu ai acest sistem, ți-l pot și eu realiza în cazul în care ai o mașinuță de așa, să zic așa, dotare cu haion electric. Dacă n-ai mașină cu dotarea electrică de haion electric, poți să-ți realizezi. Acum am pus evacuarea TOR aici pentru a prezenta-o din două motive. Una, această mașinuță nu merită așa ceva, nu că nu merită TOR, nu merită nimica, pentru că ea sună grozav, este ca și Lamborghini Urus, care are 6-700 de cai, așa și această mașină 620 stock, frumos, exact, dar având niște generatoare de sunet montate, de obicei toate G-urile au, majoritatea, eu nu pun varianta de generatoare de sunet, pun modulul care se adaptează, se poate, așa zis, conecta la sistemul existent, da? Și poate să-ți dea o tonalitate mult mai sportivă față de cea existentă. Deci dacă doriți echipamente TOR, poți să vă pun pe oricare variantă diesel, dacă n-ai M Competition, așa, și pot să vi le adaptez fără absolut deloc nici o problemă, da? Deci doar de aia le prezint, ca să știți că aceste evacuări pot să îți dea o tonalitate sportivă, ceea ce, repet, pe această mașină nu recomand, pentru că nu are rost. Maxim ce recomand este modulul care legăm la inteligență, este demențial, nu de nicio eroare, n-ai nicio treabă nici cu garanția, nici cu nimica. Și odată montat modulul pe generatorul existent, îți va da niște tonalități mult mai superioare și mult mai power decât cele existente. Bun, și acum să trecem și să vedem de la A la Z ce vrem noi să vă prezentăm la această mașină. Suntem cu proiectul în principiu deja stabilizat. De ce zic stabilizat? Deoarece am trecut prin câteva etape până acest al nostru sistem de Android Box, care este dedicat pentru BMW, să fie util și funcțional. Mai exact, problema era că se vedea, era ok, doar partea de rezoluție era destul de simplă. Încă în prima fază avem mici laguri, dar asta nu este o problemă pentru că este primul model. O să vedem dacă o să avem și un update la el de mai mare performanță, dar ceea ce ne interesează și vrem să vedem, o să vreau să vă prezint măcar utilizarea și utilitatea lui. Bun, acum o să fac o chestie, am să-l scot afară, l-am extras, el încă este modul lui de lucru, iată aici, până este activă funcția de CarPlay, el practic este în acest mod, gata, a dispărut. Vreau să vă prezint că sistemul de BMW lucrează într-un mod wireless. Asta ce înseamnă? Nu are posibilitatea de a oferi hotspot acestui sistem. Eu îl voi introduce și vă voi prezenta modul lui de așteptare. Este un mic timp, așa zis, în care trebuie să stau undeva la 50 de secunde, un minut, până se activează partea de Apple CarPlay, da? Cu care se va conecta automat. Nu este o conectare instantă, nu există
la BMW, o conectare instantă exact ca și la orice alte variante cu Android Box, pentru că este Android Box pentru BMW, este total diferit ca și Android Box-ul pentru orice mașină care, de exemplu, gen Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Maserati, Lamborghini pe care le-am pus, toate acestea sunt puțin mai diferite. Vreau să stau, să vă vorbesc și să așteptăm conectarea lui fără să-i fac absolut deloc nimica, deoarece dacă cuiva îi prinde interes acest produs, ca să știți clar că are un mic timp de așteptare. După câte vedeți, este tableta cea mai nouă, este cel mai nou tip de mașinuță, avem ultima generație, avem în așteptare și seria 7, 9, 1, care are undeva la 10 zile, mașinuța așteaptă acest produs ca să îl pot prezenta, deci în acest mod o să stăm și o să aștept cu dumneavoastră să vedeți modul de timpul de așteptare. Bun, expres de aia fac aceste variante de prezentări ca să fiți foarte conștient cât timp este de așteptat pentru a se conecta. În momentul când te dai jos din autoturism și în momentul când reurci, da, ai un mic mod de așteptare. Deci, practic, dacă faci trasee scurte, nu neapărat este foarte util. Dacă faci o călătorie sau faci orice altceva, e, atunci este mult mai util. Eu acum, dacă apăs aici, practic, el nu intră pe hartă. Este ceva normal. Dar dacă, de exemplu, intru aici, da, sau, ia să vedem, uite, intru aici la Apple CarPlay, încă stau, pentru că el încă se, așa zis, conectează. Dar aștept și aștept cu răbdare, pentru că așa trebuie. Chiar am avut un test cu această opțiune de conectare, da? Pe baza căreia, iată, uite, deja își face conectarea, ok? El caută, așa, o să am întrebat ceva despre mașină, ok? Deci modul lui de operare este un pic durabil. Bun, iată că deja se caută, deja se caută logarea. Mă și uit să văd dacă este activ sau nu este activ. Așa, el este activ. Așteptăm să se conecteze. Și într-un final, iată că îmi intră. Bun. Timpul de așteptare este, repet, destul de măricel. Totul este să ai o răbdare destul de bună. Dar sistemele sunt în varianta de test, deci această variantă oricum este o variantă de test în prima fază. Așa că deocamdată vreau să vă prezint că este util și funcțional, doar că fiind seria G cel mai nou, se pare că poate că mai avem foarte mici update-uri de făcut pentru prezența și pentru accesarea lui. Aștept un G06, varianta anterioară, tot 2023 sau oricare, doar să nu fie varianta aceasta facelift, aceasta minunată. Bun, acum din mare, hai să vedem despre ce este vorba. Aparatul a primit o cartelă 4G, da? De la Gigi Car 5G, ok? După care i-am făcut cu titularul câteva dintre părțile de actualizări, am intrat în tot ce înseamnă magazin Play, am intrat în actualizări, i-am făcut toate la zi, le-am adus tot. Prima dată aveam foarte mici părțile acestea de rezoluții, tot ce era pe varianta de playare video sau orice altceva, era o problemă că nu funcționa corespunzător. Bun, acum se pare că această problemă s-a rezolvat, îi dăm toate update-urile, dăm tot să fie în principiu funcțional, după care vom ieși afară, caut un pic partea de scanare, ia să vedem, ok, acest bumbușor îl căutam, ok, după care hai să vedem și să intrăm din mare printre aplicații de la A la Z. Bun, acestea le las în prima fază la liber. Hai să vedem. APK Manager ar fi, dacă avem ceva APK-uri care sunt instalate, iată ca și acestea, să le putem dezinstala sau să le putem reinstala. Next. APK Pure, Bluetooth Music, are mașina, este ceva normal. Ia să vedem puțin și partea de Chrome, ok? După care, așa, îi dăm No Thanks. Hai să-i dăm din start Sound Identity sau orice altceva, da? Ia să vedem. Îi dăm aici un scris și să-i dăm S-O-U-N-D.
Identity. Bun, îi dăm Sound Identity, îi dăm căutare. Iată, mergem puțin mai jos, îi dăm la Site Direct și putem intra în site. E, aici o să găsiți acest produs în curând. Dacă o să-i dați aici pe configurator și o să selectați modul Apple CarPlay, la Universale o să găsiți această opțiune. Totodată aici o să mă găsiți pe Facebook, pe YouTube, pe Insta, pe TikTok și pe WhatsApp. Pe TikTok Sandu Hifi. Bun, next. Hai să ieșim și de aici. Ieșim așa afară. Ce vreau să vă arăt puțin mai mult, o să vreau să vă arăt partea de video. Așa, Assistant Cleanup, aici cred că îi dau și iată, îi mai închide din multe altele deschise. Iată că am și Disney Plus, deci pot să-i pun și voi o Pro TV, Disney Plus sau multe altele dintre aceste aplicații care sunt dorite. Dacă aveți abonament la toate acestea, se poate foarte elegant utiliza. Da? Deci iată, doar îți cere practic partea de account, dacă avem. Ok? Deci... dacă vrei, poți să ai și Disney Plus, Disney Channel sau oricare altul. Dar o să vă arăt o altă variantă pentru partea de Digi Online. Ăsta nu știu ce ar fi. Iată ceva frumos, se pare că ceva imagini. A, partea de meteo sau ceva de genul. Nici nu știu toate aplicațiile care le are în utilitate sistemul. Ok, wow, ce frumoase culori are. Pentru că are și video player, are un card SD player și are partea de 4G. Extraordinar de frumos. Deci poți să vizualizezi oricum și filme și videoclipuri și tot după el. Numai să-i caut punctul că încă la varianta aceasta nu știu cum să ies din ele. EQ, deci dacă tu vrei să-i reglezi egalizatorul grafic, da? Se pare că s-ar putea și această operațiune. Finish, ia să vedem și ce ne dă aici. Aoleo, ecalizator, dar nu intrăm în el, nu-l dereglam. Bun, files, de aici putem contribui în tot ce înseamnă partea de Android a sistemului existent, ok? El lucrând în modul de Apple CarPlay își face o altă, total altă operațiune. Hulu, ăsta nici nu știu ce este nici el. Se pare că este o aplicație mai nouă care oferă și aceste boxuri, precis pentru televiziune, iată, pentru un fel de... ar fi fost un fel de Netflix sau ceva de genul. Ok, Maps. Hai să vedem, să intrăm un pic în Google Maps. Oricum, chestia asta o ai foarte elegant și pe telefon și pe modul de Apple CarPlay full wireless. Ăla ai în toate variantele, fără nicio problemă. Îi dăm o localizare puțin mai accentuată, să încercăm, da? Sau îi dăm o comandă vocală. Sound Identity! Iată. În data a doua oară, pentru că prima dată mi-a recepționat total o altă tonalitate. Bineînțeles că dacă vreau, îi fac varianta aceasta de cartografiere video. Dacă vreau, îi fac cartografierea aceasta. Apropo, chiar o să vreau să văd dacă îmi permite variantă de split screen. Ia să vedem. Dacă eu dau așa, așa, să-i dau de aici, să-i dau split screen, ok? Iată că mi-l bag acolo și hai să-l deschid cu Waze-ul și atunci o să am o dublă cartografiere. Ia să-i dau, așa, și atunci pot să folosesc practic două sisteme de navigații instant, fără nicio problemă, da? Și dacă vreau pe unul, dirijez de aici, dacă vreau pe ăsta, îl dirijez de aici, dacă vreau pe ăsta, îl dirijez de aici. Dacă vreau, îl pun în paralel cu YouTube-ul sau cu Netflix-ul sau cu care vreau eu. Aștept un pic să se recentreze, să văd dacă se recentrează, da? Perfect. Bun. Are... mici laguri, într-adevăr, dar repet, acesta este încă primul box care îl testez pentru varianta de BMW, dar pentru varianta de BMW de cea mai nouă generație. Pentru că pe varianta anterioară încă nu știu cum funcționează, dar abia aștept să-mi vină o mașinuță să o pot încerca. Aici avem partea de Spotify, mai pot să-i pun SoundCloud, mai pot să-i pun ce vreau eu, ok? Bun, next, media player. Aici dacă am avea orice, da, să vedem dacă are, nu are absolut deloc un video sau ceva, să vedem. Așa, nu avem video files, nu avem nimica. Așa, după care hai să vedem original car. Intrăm în meniul original frumos sau intrăm frumos aici. Da, hai să vedem și partea de Netflix care ar fi practic activă. Ok, hai să dăm aici la copii, să intrăm și să... vedem, de exemplu, orice. Iată ce mișto. Avem aici toate designele. Îi dăm drumul la 1. Bun. Îi dăm redare. Și hai să vedem dacă ne dă rezoluția destul de bunicică. Iată cum vedem. Deci se vede că avem cât de cât rezoluție. Hai să intrăm puțin aici.
Bun, și te poți uita practic pe Netflix în varianta aceasta de desene animate, ce au copiii sau ce au oricare. Pe YouTube se va vedea mult mai mare, acum nu știu varianta de Netflix unde găsesc un video puțin mai mare, să încercăm, de exemplu, altceva, hai să vedem. Precis, sunt și videoclipuri care sunt mult mai mari din acest punct de vedere de rezoluție. Da. De funcționat funcționează. Așa, nici nu-i dăm volum, nu-i dăm nimica, deci este funcțional. Bun, next. Hai să vedem, deci Netflix am văzut, telefonul nu interesează pentru că are sistemul original, Play Store ați văzut, de aici facem toate aplicațiile, settings, VLC player, putem să punem un card SD în sistem și putem foarte simplu ca să vedem videoclipuri de pe card SD, YouTube-ul lăsăm la urmă, Waze-ul este și aici disponibil, asta e o chestie care o are și mașina instant, fără probleme. Bun, iată că poți să-l faci și cu un fel de ecran micuț lăsat în stânga sau în dreapta. Bun, hai să vedem un pic și partea de Digi Online, care poți să o ai direct pe mașinuța ta. Da? Dacă intrăm aici la categorii, intrăm la sport, ok? Iată, ai Digi 1, Digi 2, Digi Sport, care vrei tu. Hai să-i dăm să vedem dacă merge un fotbal. Așa? Și iată, tu te poți uita practic la Digi Sport. Ok, hai să-i dăm Digi Sport 2. Totul depinde inclusiv și de internet. Iată că acesta este mult mai bună rezoluție. Depinde fiecare canal cum este redat. Ia să vedem și aici. Un Digi Sport 4. Deci poți să te uiți la fotbal, la moto, la ce vrei tu. Dacă vrei te uiți la HBO, dacă ai HBO de acasă, iată, ai HBO. Este rezoluție și mai mare. Dar să nu uităm și de puiuții noștri. Atunci să intrăm. Opa, am dat eu pe altceva, pe ce nu trebuia. Intru înapoi în Apple CarPlay. Îi dau aici mai jos, așa, bun, după care o să ies din sport și o să-i dau la copii și iată, aici avem tot ce înseamnă Minimax, Nickelodeon, Jim Jam, Disney Junior, așa, ia să vedem Tralala, care am înțeles că e cel mai în vogă în momentul de față și iată, ai și Tralala, ai și multe altele, da, ia să vedem un Disney Channel sau Junior, să fie și el funcțional. Iată acolo Disney Junior. Iată și pe el funcționează, e ok. Bun, deci poți să ai televiziune, poți să ai știri, poți să ai ce vrei tu, plus bineînțeles din pachetul tău de filme. Iată, mai ai HBO, Cinemax, tot ce este necesar. Ieșim de aici. Ce ar mai fi? HBO Max-ul, da? Exact ca și varianta de Netflix, este și ea disponibilă. Îl avem în cont deja gata adăugat. Așa, și iată, de aici mergem în jos și ne selectăm ce dorim noi. Sau de aici, din meniu. Ăsta este deja un film în pregătire. Așa, și iată, îi dau și tot de aici pot să-mi selectez practic ceea ce vreau eu din HBO Max. Poți să văd și aici foarte multe dintre opțiunile care le oferă această aplicație. Totul este să-ți faci contul de la Digi și să îți spui că ai nevoie de această aplicație pe telefon și atunci îți o bagi direct în varianta aceasta de tabletă sau în varianta aceasta de Android Box. Okay? Iată și mai avem și parte de YouTube, okay? Unde hai să-i dăm și aici o comandă vocală și să-i spunem. Sound Identity. Iată. Sau îi spunem orice altceva. Dacă intrăm frumos aici, o să vedem și aici tot felul de variante. Hai să punem. Am și căutat rapid un video care să fie puțin mai, să zic așa, mai iată, de o rezoluție mai mare, deci dintre cele mai mari care sunt. Iată, ăsta este un X6 G06 tot 2023, doar că nu este ultima generație. Este, mașina era undeva în martie, era nou-nouță. Această mașină este undeva din mai, nou-nouță, da? Deci deja generația asta mai nouă. Așa, care, iată, dacă intru un pic în interior, o să vedeți, bineînțeles că pot să pun și camere de DVR de genul, exact cum i-am pus și acestui X6, care îl vedeți.
Lui, de exemplu, am avut un feedback foarte bun cu varianta de cameră DVR, ok? Așa și iată, pe acel monitor vreau eu neapărat să mai încerc acest gadget, pentru că încă pentru acest monitor nu era pregătit inclusiv nici producătorul, deoarece sunt niște gadgeturi foarte, foarte noi. Ok, acum că v-am arătat din prima fază cu cel mai nou BMW, o să vedem acest mic box care este deja disponibil la noi pe www.soundidentity.ro. După câte vedeți, este și aici în partea de jos și în partea de sus, tot așa în clip vedeți jos, vedeți sus, toate aceste variante de unde ne puteți găsi și număr de telefon. O să vă las acum un final de videoclip unde o să puteți să vedeți de la A la Z cum ne puteți găsi pe Facebook, pe YouTube, pe Insta, pe TikTok, peste tot. Nu scrieți mesaje, doar sunați-ne și atunci o să avem toată accesibilitatea de a vă povesti și de a vă comunica toate funcționalitățile de la A la Z. Această mașinuță a primit odată că partea de evacuare electronică, da? Plus a mai primit și varianta de, iată. Ia să vedem de camere de vedere. Acum dacă toți sunt aici, să vă arăt așa într-o secundă. Așa, i-am pus și cameră față și cameră spate, plus i-am pus varianta aceasta de evacuare electronică. Ascultă. Dar să vă arăt că devine SUV, da? Iată, prostii. Doar că această mașinuță este un M620 de cai, deci n-are nevoie de așa ceva. Da? Sau deloc fără. Tot așa are Renault Megane RS, acum doar câteva așa. Ok, rămâneți aproape și urmăriți finalul videoclipului ca să puteți să ne contactați în cazul în care doriți. Am decis să facem un final, să zic așa, în varianta de general pentru toate tipurile de videoclipuri. Acesta va fi finalul. Deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant, cum puteți să contribuiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, pasul întâi, da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9, 19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mult să scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci duminică vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care, hai să începem așa. Avem așa, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp, toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web, da? Pe www.soundidentity.ro. Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici, să văd dacă reușesc și sunt logat pe acest dispozitiv, da? În varianta de TikTok, dacă cauți acest text, Sandu Hi-Fi, simplu, nimic altceva, Sandu Hi-Fi, Sandu Hi-Fi, ei, aici poți să intri, dacă îmi dai mesaje, nu prea știu unde să caut mesajele, dar mai bine nu îmi scrieți mesaje, ci scrieți-mi. Da? Iată, aici am făcut niște diversificări, adică Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Dacă îi dai pe Porsche, vezi numai Porsche-uri de pe TikTok, dacă îi dai Tesla, vezi Tesla, dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi. Așa, și cam atât am în partea de sus. Bun. După care... aici, în varianta TikTok, da, iată că o să vezi foarte multe prezentări. Odată că vezi varianta de camere de vedere, ce v-am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini cu trimuri ambientale, varianta de androidizare pe sistemul original la cel mai nou tip de Mercedes, plus niște tweetere 4D demențial de frumoase, iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Kia, Stonic, nici n-am auzit de el, 2023 și pe i30 am făcut androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay, poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 223, da? Plus cheile acestea inteligente care le vedeți că le-am prezentat, să iată cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? Varianta de... prezentare și aici vedeți foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei de
camere de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, Porsche-uri, tot ce doriți puteți să găsiți aici prin TikTok-urile mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme de navigații diverse, tot, da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hifi, aici poți să vezi foarte multe proiecte superbe, da? Bun, după care revenim și tot aici în shop-ul nostru online, după cât v-am zis, avem Facebook. Unde pe Facebook, vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, Sandu Vancea, soundidentity.ro, Tor Oradea, dealer autorizat, partea cu evacuările electronice, da? Cât și partea de încălziri în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? Pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și partea de evacuări Tor Oradea, dealer autorizat. Pe partea de WhatsApp mă poți găsi 0722378512, iată acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus, la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului. După care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt, în cazul în care nu ați evitat și n-ați văzut, cum puteți să căutați la mine în canalul, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți. Vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, căutăm o altă autonavigație, da? După aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i dăm un Mercedes, ok? Așa, că acolo avem foarte multe. Uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domnule, cât costă una? Nu știu, pentru că uite, dacă îi dau că marcă înapoi, deci din 5000 și ceva de produse am 4313 navigații. Deci uitați-vă atent, vă rog frumos, că e foarte, foarte simplu site-ul meu. Intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu. Și după aia te întreabă model după an și te ajută și modelul și anul și tot, da? Căutăm un, hai să zicem, un GL, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Îți arată câte produse ai. Deci dacă am 18, unde am? Cam 3. Dar dă-i în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de rulare. Ok? Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva? Camere. Acum implementăm camerele. Oricum, după ce vedeți clipul ăsta, poate peste... Sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original, vrei să ai Bluetooth audio, cameră monitorizare trafic, da? Hai să mergem tot așa, marcă, hai să luăm aleatoriu, uite, Skoda, am dat 18 produse, care? Hai să vedem care are mai multe, Octavia, MK2 sau oricare altul, da? Îți arăt aici manoperă card USD și îți arată variante, avem de la 699 de lei până la 4K la 1250 de lei, dar citește, ai cameră față-spate sau ai cameră doar față? Scrie aici, filmare față trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare, față, spate, trafic plus parcare. Dacă te uiți aici, filmare față trafic, doar față trafic plus parcare, față trafic fără parcare, adică modul static nu-ți va filma. Aici, față, spate, trafic fără parcare. Următorul este față, spate. Plus parcare. Deci citiți textele, vă rog, pentru că așa vă veți dea seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă, iată, așa, am ceasuri digitale mai nou, am detectoare, modul Apple CarPlay, dacă vrei pentru o mașină, da, cauți aici, marca, uite, Audi, că sunt multe și hai să vedem un modul care este, deci tot este transparent, numai să fiți, vă rog frumos, atent, pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot. Avem variantă de Apple CarPlay care îți face Apple-ul fără, în varianta full Wi-Fi fără cablu, Android-ul, auto ți-l face full fără cablu, avem Android Box-ul care îți face, androidizează tot sistemul și după aia sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici, ok? Bun, după care hai să mai vedem încă o soluție, da? Vrei să îți introduci într-un sistem original o cameră de parcare, îți cauți așa, modul cameră parcare față-spate în sistemul original. Da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da, model, uite, hai să vedem care are, e, de exemplu A3 Opel, da, ok, și aici poți să vezi, iată, modulul care îți face această permitere de intrare în sistemul original, ok, sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu, ia să vedem, uite, Q5 8R, 2018-2000
17, da? 2008-2017. Avem o variantă care știe doar cameră spate, care este 1200 de lei, sau știe cameră față-spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față-spate și atunci știe două variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de-aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7L9, 4M9, da, tot așa modulele care sunt, ok? Plus camerele aferente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot. Acum suntem în construirea site-ului. Vrei o evacuare electronică, iată, mă duc și aici. O să-i dau, de exemplu, toro evacuare, selectez marca sisteme Torex House, selectez model Torex House și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii, fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play, frumos, freză dacă vrei, da? Varianta de montaj, fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor, citește, tor, generator de sunet, difuzor, este atâta, după care tor, modul, da? Modulul central, care vi l-am prezentat, este atâta, un sistem cu un kit, atâta, un sistem cu două kituri, atâta, deci tot este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai control asupra oricărei căutare. Tot este mură în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, portbagaj, hai să vă mai arăt un pic, da, marcă, uite, Cadillac, 3 bucăți, da, și model, ce model? XT4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de sistem, ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la Z cum să cotrobăiți în site, după care bine ați văzut că puteți și să comandați online fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi. Da? Și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4B8? Uite, așa. E de aia 4B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri, îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi. Și apropo, dacă toți suntem aici, deci la clipuri video, acum o să le facem și o să le organizăm. Iată ce A6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri. Momentan am mult mai multe, dar încă sunt probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și să vă mai arăt încă o situație foarte tare. Configurator, autonavigații. Marca, hai să zicem BMW, ok? Uite cât de simplu site-ul, eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic. Uite, seria 3E46, de exemplu, da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare, el, da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da? Totdeauna citește ce este cu roșu, pentru verificarea compatibilităților, vă rog să ne sunați, așa? După aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără ecran mare, vă vor avea. Deci toate atenționările veneam dat, plus că ceea ce mai este încă superb, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, hai să vedem cum ajungi aici, în cazul în care chiar vrei să ajungi la în YouTube, da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube și scriem, da, îi dau text, îi scriem Sound Identity, acest text, da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sandu Hifi Shop Sound Identity. Da, doar dai Sound Identity și te duce aici. Sau Sandu Hifi dai și te duce aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber, momentan sunteți atâția. Acest videoclip, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri, așa, pentru că vreau să vă dau cât mai multe informații. Dai click pe el, da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube, peste tot. Aici, odată că vezi informațiile, site-ul, comenzi, instalări, tot, plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfoiești, vezi aici ai Home, Videos, Short Life, Playlist sau acasă, videoclipuri, Shows Life, Playlist-uri, da? Dacă îi dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse, da?
Deci, de exemplu, aici lumini ambientale, aici a reparat un Bentley Continental, aici a montat pe Porsche Cayenne ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc câte mașini Maserati, Hyundai-ul noi, câte variante și generații de mașini, cu începând de la lumini ambientale, de la pornire din ceas inteligent de telefon, de la implementare, CarPlay-uri, camere de vedere, evacuare electronică, inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? Camere trafic, iată X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată Porsche Panamera 2023, 4e hibridul, tot ce vrei găsești aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlist-uri, da? Apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire, îi dai Created Playlist. Nu te uiți la astea, ci începe, nu te uiți până nu o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 top proiecte, 02 Sandu, 03 tor evacuare, 04 alarmă, 05 încălzire, 06 sisteme. Ce înseamnă acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Touareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate ca și toruri le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, mergi la următorul, la 06. Ei, aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, Mercedes-uri, BMW-uri, Porsche-uri, tot incinte, Bash, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire în scaune, alarmă cu pornire mașină, da? Alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din tot. Încălzire în scaune, față, spate, senzori de parcare, la ce nivel putem să facem, monitoare în tetiere, Apple CarPlay-ul să-ți faci Waze-ul, YouTube, Google-ul direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci toate acestea le poți vedea frumos sortate, da? Iată, cameră, față, spate, DVR, ok? Deci poți să vezi și aici, vezi, 82 de videoclipuri, 8 videouri, 83 videoclipuri. Găsește aici câte sunt, da? Aoleu, la CarPlay-uri câte? 101, da. De la 14, la 14 avem ambientale, de exemplu, dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici vezi tot felul de nebuneli de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto. Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. A, B, C, iată, D, Dacia, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Unde vrei tu? Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan, tot ce vrei le găsești aici, ok? Deci în ordine alfabetică le găsești frumos aici toate, da? Deci tot găsești aici foarte elegant expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro, da? Totodată, de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România, peste tot avem instalatori, da? Vă pot ajuta în foarte multe și atunci nu uitați site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți, cu câteva minute anterior v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlist-uri create, cum v-am arătat, și îți găsești ce vrei tu, ok? Nu uita, peste tot, Sound Hifi, Sound Identity, bye bye!